ce greșeli să nu facem ca să nu ajungă câinile să facă displazie? Hrana, în primul rând, coroborată cu nivelul de exercițiu, care dă și nivelul de consum, adică un câine supraponderal hrănit cu foarte multe proteină, cu foarte multă proteină, tarie mare și care stă foarte mult pe suprafețe tari, adică pavele, beton și eventual și într-un spațiu închis. Am avut căței pe care au ținut până la un an jumate în țarc, fără să-i scoată și care aveau, de exemplu, îți dau un exemplu, ciobănesc de Asia Centrală, alabai, cum îi zic ei, 80 de kilograme la 8 luni. N-a ieșit niciodată din țarc și l-a adus pentru că se mișca greu. Păi, avea șoldurile deja ieșite din articulații. Aia nu mai era displazie, era luxație de șold. Pentru că îl ținuse numai acolo pe suprafață dură și hrănit în exces ca să se facă mare și frumos.